Cei care vor să fie președinți sau locțitori în secțiile de votare la alegerile prezidențiale din luna noiembrie trebuie să descarce de pe site-ul prefecturii o cerere tip pe care apoi să o depună la sediul instituției Arădene. La această cerere se adaugă copii după actele de identitate, studii și stare civilă, precum și o declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu face parte din niciun partid politic. Președinții și locțitorii secțiilor de votare vor fi trași la sorți cel mai târziu până în data de 23 octombrie 2014. Aceștia vor fi remunerați cu 85 de lei pe zi, nu mai mult de 5 zile în cazul primului tur și nu mai mult de 4 zile în cazul celui de al doilea tur de scrutin, dacă acesta va avea loc. Deși indemnizația a rămas neschimbată față de alegerile europarlamentare, președinții și locțiitorii secțiilor de votare vor câștiga practic mai mulți bani pentru că la alegerile prezidențiale sunt toate șansele să fie două tururi de scrutin. Tot în cadrul pregătirilor pentru alegeri, Prefectura Arădeană va organiza joi 11 septembrie de la ora 14 la Palatul Cultural și o întâlnire cu primarii și secretarii primăriilor din județ. Sesiunea de instruire cu primarii și secretarii unităților administrativ teritoriale din județ are loc pentru a-i pune la curent pe aceștia cu atribuțiile cele revin în organizarea alegerilor pentru desemnarea președintelui României. Punctul principal al discuțiilor de la această întâlnire va fi cel al listelor electorale, liste care trebuie actualizate pentru a se evita discuțiile de la fiecare scrutin în legătură cu persoane care nu apar pe liste, apar de două ori sau referitor la cazurile antologice de persoane decedate care încă apar pe listele electorale.